Nevoia de ajutor a refugiaților din Ucraina este tot mai mare, motiv pentru care reprezentanții Asociației Părinți Salvator fac un apel către populație să vină în sprijinul voluntarilor, fie cu carburant, fie cu mijloace de transport. Multe familii, femei cu copii sau bunici au fugit din Ucraina și acum încearcă să ajungă în alte state din vest, la rude, prieteni sau apropiați. Avem foarte multe solicitări de transport pentru Cehia și pentru Polonia. Marea nevoie, așadar, în momentul de față, este să transportăm oamenii aceștia la destinațiile lor. Pentru asta vă implor, ajutați-ne cu ce puteți. Dacă puteți cu un litru de motorină, să știți că ne ajută. De foarte mare ajutor sunt acum autocarele care să poată face curse în străinătate și se caută inclusiv șoferi voluntari care să le poată conduce, declară Vasile Vlașin. Necesarul zilnic de transport este de 4-6 transporturi cu autocare spre alte țări din Europa și 2-4 spre București și Cluj-Napoca. De asemenea, ne ajută foarte, foarte mult autocare de capacitate mare, care pot să circule pe rute externe. Și aici am mai primit autocare fără șoferi și a trebuit să facem noi rost de șoferi. Evident că șoferii pentru autocare sunt foarte greu de găsit, pentru că e nevoie de atestat și card tahograf pe lângă categoria D în permis. Sunt zilnic zeci de microbuse și autocare care pornesc din vama înspre destinații cu oameni, pentru că interesul nostru este să ne asigurăm că oamenii aceștia ajung undeva și sunt pe mâini bune. O mare problemă acum o reprezintă și prețul carburantului, care crește văzând cu ochii de la o zi la alta. De aceea, orice ajutor în acest sens din partea populației sau a firmelor care vor să se implice este binevenit. Maramureșenii care nu au resursele necesare să facă donații pot și ei să se implice făcând voluntariat, deoarece este mare nevoie și de oameni care să gestioneze situațiile de la fața locului. Persoanele care vor să doneze o pot face în conturile Asociației Părinți Salvator cu virament bancar sau depunere numerar.